îmi trebuie timp acum să procesez puțin ce mi s-a întâmplat. Tocmai am zburat în spațiu. O fântână care curge de sus în jos. Cred că aș sta aici toată noaptea, numai să mă uit la globul ăsta. Da, o să plec mai departe. Mă duc să iau telegondola înspre Boulevard City. Salam aleikum, bună dimineața și Eid Mubarak pentru urmăritorii musulmani ai canalului. Astăzi am plecat deja din Medina. Cel mai lung drum de până acum, într-o zi, am de făcut vreo 800 de kilometri până în Riad. Deja s-a schimbat situația, este extrem de aglomerat. Sunt curios dacă la fel va fi drumul până în Riad sau doar aici, în apropierea Medinei. Trebuie să mă opresc undeva să fac plinul și după aia 800 de kilometri din nou prin deșert. Foarte tare, GPS-ul îmi arată după 808 km să fac dreapta. N-am mai văzut până acum indicații de genul ăsta. S-a schimbat situația pe autostrăzile deșertului. Foarte aglomerat astăzi, foarte aglomerat. Tocmai am văzut din nou un blitz de radar. Da, de data asta eu aveam 140 și m-a depășit cineva. Sper să fi prins radarul cum trebuie. Oricum, nu pot să înțeleg sistemul de radare a oamenilor ăștora de aici, pentru că sunt puse în plin deșert, nu este stâlp, nu este nimic, 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 doar o cutiuță în mijlocul pustiului și ăla e radarul. Or fi tras de-a lungul autostrăzii un cablu, că altfel nu văd cum să fie alimentate. Și e plin de ele. Cred că din 20 în 20 de kilometri e câte unul. Sunt în Al Buraida. Am făcut din nou plinul, cred că ăsta e ultimul plin pe care îl mai fac la mașină. Vreau să fac și un calcul, să văd cât m-a costat cu totul incursiunea asta de 2500 de kilometri aproximativ, din Riad până în Alula și înapoi. Facem un calcul cu mașina închiriată, cu toate cheltuielile, să vedem cam la cât am ieșit. De aici mai am 350 de kilometri până în Riad, la următoarea mea cazare. Am ales altă cazare în Riad de data asta, pentru că aia unde am stat prima dată nu mai era valabilă. Mai vreo 250 de kilometri până la Riad. Traversez o zonă imensă, doar cu dune de nisip. E superb aici. Mai am vreo 100 de kilometri până în Riad. M-am oprit să mănânc ceva. Restaurant la marginea drumului. Așa arată. Voi mânca în stil tradițional aici pe jos. Cum mănâncă toată lumea. Foarte, foarte interesant că fiecare are delimitat câte un spațiu. Mi-am comandat ceva miel, bineînțeles, preferatul meu din lumea arabă. Hai să vedem cum arată. Asta mi-e masa, ceva legume la grătar, cartofi din ăștia la pungă, care nu prea s-o fan. Și carne la grătar. Cu mâna, bineînțeles. Foarte bun. Acum mi-amintesc de prima masă în stilul ăsta, așa pe jos. Când am ajuns prima dată în Arabia Saudită,
în Tabuc. Am avut prima masă așa. Am mâncat foarte bine, m-a costat vreo 40 de lei, 50 de lei acolo. Iar lângă unde am mâncat, am găsit asta. Bineînțeles că m-am băgat la un Cinnabon. Nu rezist, nu rezist la așa ceva, nu rezist. Ah. Cât de bine arată. Plec mai departe, plec mai departe. Mi-am mai luat ceva interesant ce am descoperit aici. N-am mai văzut niciunde așa. Suc de roșii la cutie. E excelent, absolut excelent. Eu sunt fan sucuri de roșii. Îmi iau tot timpul când am ocazia, dar chiar la cutie n-am mai văzut niciodată. Extraordinar de bun. Și iată mă intrând înapoi în Riad, după 2500 aproximativ de kilometri prin deșertul Arabiei. O să mă duc direct la cazare, iar astăzi cred că odihnă, pentru că da, a fost destul de obositor ceea ce am făcut. Gata, m-am cazat. Haideți să vă arăt și vouă unde am nimerit de data asta, la 200 de lei. Aici în Riad, foarte aproape de The Boulevard, o zonă foarte nouă și modernă a orașului. Acolo, cel mai probabil, vom merge mâine. Un apartament mult mai nou ca primul de data asta, renovat recent, din câte se pare. Totul foarte curat. Televizoroi. Văd că le plac televizoarele la oamenii ăștia. Un colțișor aici cu cafea și ceai. Și baie, baie mare și foarte curată. Se vede că e totul nou. E bine, e foarte bine și de data asta. Astăzi, da, cam atât va fi. Continuăm vlogul mâine, pentru că acum nu mai fac nimic, doar îmi duc hainele la spălat, am văzut o spălătorie aici aproape și odihnă. Salam alaikum și bună dimineața din Arabia Saudită, din Riad. Am vrut să vă arăt și vouă cum arată o scară de bloc aici în Arabia Saudită, în Riad, într-un cartier destul de mărginaș. Astăzi nu m-am trezit așa de dimineață. E a doua zi de Eid, de sărbătoare. Așa că iar e liniște. Aici era o spălătorie. Era o spălătorie, dar din păcate e închisă astăzi. Și eu neapărat trebuie să-mi spăl hainele. O să mă duc să caut alta. Am văzut pe hartă, sunt o grămadă de spălătorii, dar nu știu dacă găsesc vreuna astăzi deschisă. Cel mai probabil o să caut laundromat, un loc unde să mi le spăl eu. Hai să vedem dacă găsim. Liniște totală, liniște totală și astăzi aici. A trebuit să merg vreo 4-5 străzi până am găsit o spălătorie deschisă. Toate sunt închise. Aici cumva am găsit una deschisă. Îmi plac mult serviciile în țările arabe, serviciile de genul ăsta. Am plătit 30 de lei să-mi spele toate hainele și acum chiar am multe, pentru că mi-am luat și haine mai groase, știind că merg în Pakistan, care nu s-a mai realizat, și o să merg în Nepal. Dar oricum, haine ceva mai groase îmi va trebui. Am spălat tot, mai am doar un tricou și pantalonii de scurs de pe mine. Diseară sunt gata. Mă duc înapoi la cazare, o să mai stau pe acolo vreo oră, două, mai mă odihnesc. Oricum, mai am de făcut și niște lucruri online. Am rămas în urmă cu niște lucruri și oricum trebuie să fac o mică organizare pentru următoarea parte a călătoriei, și anume cu Nepalul. Să văd de cazări, să văd ce pot face acolo.
E numai binevenită o zi din asta în care să am timp și să și stau un pic. După aia mergem în The Boulevard, aici partea ultramodernă a orașului Riad. Azi mi-am comandat mâncare acasă. Hai să vedem ce mi-au adus oamenii ăștia aici în cutiocul ăsta. Mi-am comandat un mic dejun, care, da, arată foarte bine, dar ăsta e pe 3 zile. Foarte multă mâncare. Am, le desfac greu cu mâna, cu o singură mână. Aici cred că e full. Aici. Ceva cartofi. Oh, cartofi cu ou. Exact cum îmi fac și eu câteodată. Falafel. Hai să le desfac și după aia. Vară și vouă. No, așa arată tot meniul. Vreo 55 de lei m-a costat tot cu tot cu livrare. Humus, ceva mâncare de roșii, mai multe feluri de falafel, cartofi cu ou și ful. Asta e fasole. Ulei de măsline și restul sunt sosuri. Ah, cu tot cu suc de portocale. No, să am poftă! Pentru 10 lei cât costă Uber-ul aici să mă duc până la The Boulevard, am ales să iau Uber-ul și să las mașina la cazare. Nu am niciun stres cu parcarea, cine știe cum o fi pe acolo, poate să fie aglomerat. Nu găsesc parcare, așa că pentru 10 lei am luat Uber-ul. Cum ar zice cineva, la Bulivar Birjar. M-am gândit eu bine. Aici cu mașina e nebunie. Aveam ce căuta după loc de parcare, de stat în trafic după aia la plecare. Așa, 10 lei dus, 10 lei întors. E foarte bine. Aici sunt două atracții principale. E Boulevard World aici în față unde o să mă duc acum și Boulevard City în partea asta la altă. Hai să vedem cum se distrează sauditii. Aoleu, la ce de lume văd acolo la intrare. Ce cu cozile alea? Mă gândesc că nu trebuie să stau la cozi așa de mari să intru. Am văzut o telegondolă aici din Boulevard World încolo spre Boulevard City. O să vedem cât costă, poate mergem și cu telegondola. Da, prima dată să vedem cum intrăm aici. Și cei cu codălele astea. Foarte multă lume aici. Am înțeles, e o aplicație pe care trebuie să o descarc ca să pot să vizitez locuri de aici. Dar intrarea la ele e gratuit. Adică așa cred. Hai să vedem. Gata, am intrat înăuntru, aici sunt o grămadă de atracții care se pot plăti fiecare separat. Hai să vedem ce. Thank you. Thank you. Yeah, just a moment. E bine că am venit acum pe înserate, că cu siguranță va arăta foarte interesant pe aici după ce se întunecă. Undita mai display-ul aici. Mă aștept să văd lucruri interesante aici. Bineînțeles că sunt atracții și pentru copii, Casa Groazei și alte porcării. Dar pe mine mă interesează tehnologia. Tehnologia de ultimă generație folosită aici pentru distracțiile astea. Wow, deja am văzut ceva interesant. Un cer artificial.
De fapt se cheamă Boulevard World. E cu locuri de prin întreaga lume, cu temple chinezești aici, mai încolo am văzut ceva temple egiptene. Hello, Dick, ce faci? Plimbări cu gondola se pot face din ce văd. Da, un fel de copie a, nu mai știu cum se cheamă, este și în Dubai un par de distracții la fel. Da, nu mai știu cum se cheamă ăla din Dubai. Foarte tare, foarte tare. Wow, wow. Piele de găină. Am văzut acolo în depărtare ceva foarte interesant. Un glob. Wow. Da, o să ajungem și acolo. Dar prima dată să facem o tură pe aici prin China. Cred că e China sau Japonia. După săbile astea e Japonia. Mă așteptam să găsesc cireși înfloriți acum aici. Vă dați seama că direct la sushi mi-a sărit gândul când am văzut. Dar nu cred că găsesc eu sushi aici. Dar un suc de portocale mai caș băga. E, cireșii au fost înfloriți cu leandri. Bun și așa, bun și așa. Ba, uite că găsesc și ceva mâncăruri specifice. Poate găsesc totuși sushi. Mamă, dar locul e imens. Eu acolo vreau să ajung prima dată, că ăla mi-a atras atenția, globul ăla imens. Adică sper să pot să ajung până acolo. Miroase a tămâie peste tot, ard tămâie în toate magazinuțele astea. Dar cred că trebuie să trec râu prima dată. E incredibil cum poți să modifici un loc. Odată intrat aici, numai în mijlocul deșertului nu ai crede că ești. Super interesant. Verdeață, flori peste tot, apă, chiar un vas eșuat. E incredibil. Incredibil cum poate să modifice omul un loc. Wow, și globul ăla e spectacol. Absolut spectacol. Inclusiv frangipani. Sunt fascinat, ca un copil. Hai să vedem dacă pot pe aici să ajung. Deși nu cred. Tot la japonezi îmi place mie cel mai mult. Atâta apă. De unde ori fi adus atâta apă în mijlocul deșertului? E incredibil. Absolut incredibil. Și cred că mașinile alea, mașinuțele alea, cred că sunt amfibii.
Eu sunt fascinat de globul ăla, care e de fapt un display imens. Un display imens sub formă de glob. Foarte tare. Chiar n-am mai văzut așa ceva. Normal că sunt fascinat. A, și acum văd, chiar acolo în fața globului e un dinozaur și o balenă. Hai să vedem pe unde ajungem. Dar cred că trebuie să trec acolo pe poduțul ăla și după aia mai vedem. Oricum de afară n-ai zice că e așa de mare locația. Hai să mergem în altă lume. Prin Turcia, nu știu pe unde am ajuns, prin Persia. Sunt curios ce vând din astea, din vasele astea. Am mai văzut pe undeva, dar cred că prin Turcia. Totuși 40 de lei mi s-a părut mult un pahar de suc. Mergem mai departe. Castane coapte ca în Turcia. Don Durma ca în Turcia. Mare personaj mustăciosul ăla. Ăștia sunt destul de enervanți cu Don Durmaua lor. Bine, spectacolul lor e interesant, dar da, prima dată. Rahat turcesc. Condimente care nu miroase nici cum. Deci n-aș lua de aici. Ahlan wa sahlan. Hello. Hello. Shukran. Mi-a băgat în gură o curmală. Ah, bro, excuse me. How are you? I'm okay. Smell. How are you? Fine. Where from, Russia? Romania. Romania. Same, same, Russia. No, one? Same. No, no. No, same. Ah, how are you? Smell. So nice. This one. This one Arabic, Mexican. Wow. See how very much? Nice. You very nice. Thank you. See how much? How much? This one piece, 450. 450? I give you, for you, for Romania, 4 pieces, 450. Adică vreo, aproximativ 100 de euro bucata. Un parfum din ăsta, din Egipt, eu le iau cu 10 lei. Thank you. For you, for you. It's okay. Okay. Thank you. Thank you. Am vrut să-i spun, da, na. Să nu stric business-ul. Normal, un loc mega turistic, e normal să fie prețurile mari. Shawarma. Suc iranian. Hai să vedem cât costă un suc de din ăstea. Pomegranate. Uite că primești și de gust. E unul dintre preferatele mele, sub video. Marhaba, cerva, seroma. Am uitat cum le zice. Cu rușinea cu toate, dar da, nu pot să dau 40 de lei pe un suc, asta e. Nu știu, poate, eu sunt curios, vouă vi se pare mult? Voi ați da 40 de lei pe un pahar de suc? Eu nu pot, nu mă lasă inima. Asta nu înseamnă că zgârcit, dar mă simt păcălit, adică nu suport să fiu prostit, așa că știu că un pahar de suc din ăla mai mult de 2-3 lei nu costă ca să-l produci.
Văd că sunt și restaurante pe aici. Eu chiar îmi făceam planuri că în seara asta o să mănânc pe aici. Dar dacă un pahar de suc e 40 de lei. Mulțumesc frumos. Da, probabil oamenii ăștia sunt foarte bogați în general și la ei nu se simte 40 de lei. A, aici e Asia Centrală. Samarcand. Hai să intrăm și pe aici. Am tot timpul, oricum, am toată seara la dispoziție să mă plimb prin locurile astea. Într-adevăr, foarte bine, foarte bine făcut. Am impresia că e chiar mai puțin chicios decât locul similar din Dubai, despre care vă spuneam. Vase marocane. Da, mă rog. Eu în Maroc le-am văzut cel mai mult. Chiar mi-am luat unul din ăsta din Maroc și l-am folosit la Vorța până a crăpat. Aici mirosea ceva de la condimente. Nu cum ar fi trebuit, dar ceva mirosea. Am ajuns la acel pod pe care îl vedeam. Ceva case grecești acolo, după cum îmi dau eu seama. Da, clar, clar, e zona grecească. Am și văzut scris grecește. Super tare, super tare. Categoric mai bine făcut decât cel din Dubai. Aici mă duce cu gândul la Franța. Sau Italia. Mai repede Italia. A, uite aici. Roma, da, am și văzut. Franța e alt stil. Dar la fel de multe flori la ferestre am văzut și în Franța. După flori m-am luat. Prințesele. Poze cu prințesele. Nu prea seamănă prințese italiene, dar mă rog. Veneția clar aici. Cât de tare, cât de tare. Într-adevăr, în Dubai, tot fac legătura asta, pentru că mi-amintesc de locul ăla. Dar, într-adevăr, în Dubai era chicios, rău. Aici e mult mai bine făcut, mult mai bine făcut. Bravo lor, bravo lor. Incredibil cât de bine recreat. Deci până și zidurile la clădiri, uitați-vă cum le-au dat patina timpului, e incredibil. Fascinant, fascinant, bravo lor. Bravo lor, nu mă așteptam la fel, la ceva chicios.
Deci efectiv recreat în detaliu. Wow, și am văzut globul care din ce mă apropii, din ce devine din ce în ce mai mare. Wow! Ce tare e locul ăsta! Nu mă așteptam, nu mă așteptam. Din start când am intrat a zis, un alt kitsch. Nu! Mult mai bine făcut, mult mai bine făcut. Uitați-vă la detalii, e incredibil. Deci m-a fascinat, mica Italie m-a fascinat cât de bine au recreat totul. Hai să mergem mai departe. Ups, cred că am stricat o poză. Asta e, Pățești? M-am băgat în cadru unora care făceau poze. Hai să mergem mai departe. Să caut niște podulețe. Adică te poți rătăci efectiv ca pe străduțele din Veneția. Cât de tare! Mai departe trebuie să ocolesc ceva. Cred că trebuie să ajung. Ca să ajung în Egipt, trebuie să trec prin Grecia. Deja se schimbă și muzica aici înspre Grecia. Da, e făcut în așa fel încât să intri prin toate, nu te poți duce de la una la alta. Trebuie să păstrezi un anumit curs. De exemplu, nu pot să mă duc în Grecia direct, trebuie să intru pe aici, pe la tancurile astea. Poți trage cu arma aici. Nu-s prea fan eu. Ia uite ce arme din Star Trek au oamenii ăștia. Așa ceva. Huț. Da, chiar poți trage cu arme adevărate acolo, în zona aia. Cu alte cuvinte, nu te plictisești pe aici. Hai să intrăm și în Grecia. Acum, eu sper să n-am probleme la edit cu muzica. Foarte tare, foarte tare. Deja s-a schimbat și mirosul de la mâncare. Deja văd gogoșele grecești. Văd că aici în Grecia e stația de telegondole. Clar, când plec de aici o să iau gondola asta până în Boulevard City. Coloane grecești. Da, foarte tare, foarte tare, n-am ce să zic. Bravo lor,
bravo lor că au făcut cu gust. Chiar și un amfiteatru au creat aici. Amfiteatru grecesc. Iar de aici, de printre coloanele astea, trecem în Egipt. Direct lângă piramide. Cât de tare! Ce tare! Sfinxul de 10.000 de ani, cel puțin, și lângă o structură ultramodernă. Și n-au făcut risipă de spațiu. Adică n-au făcut piramidele așa de 2 metri. Chiar le-au făcut imense. Și Sfinxul la fel. Da, l-au studiat foarte bine înainte de a-l recrea aici. În detaliu. Wow! Deci display-ul ăla e fascinant, fascinant. E imens, absolut imens. Și încă n-am ajuns lângă el. Ce tare! Din Războiul Stelelor. Cred că de aici, din Egiptul Antic, o să ajung direct acolo, lângă acel glob. Hai să vedem. Deci și statuile astea sunt făcute în așa fel încât imită perfect granitul. Cât de tare! Aleea cu berbeci de la templul Karnak. Și ajung fix lângă acest display uriaș, care m-a fascinat din prima secundă. De fapt, e un adevărat spectacol proiectat aici pe display-ul ăsta.
Nu totul e extrem de scump aici. Aici, la clădirea asta Pepsi, o doză de Pepsi e 5 lei. Mi-am luat și eu, beau Pepsi, că sucuri naturale nu-mi permit. Cred că aș sta aici toată noaptea, numai să mă uit la globul ăsta. Da, o să plec mai departe. Mă duc să iau telegondola înspre Boulevard City. Vă dați seama că un om ca mine care a călătorit atâta e destul de greu de impresionat. Ei bine, locul ăsta m-a dat pe spate, efectiv. Nu-mi vine să cred cât de bine au recreat acele colțuri de lume la cel mai mic detaliu. Iar display-ul ăsta de aici din spate m-a lăsat cu gura căscată, efectiv. Înapoi prin Egiptul antic. Stația de telegondole, am văzut că e într-un templu egiptean. Nu mai trebuie să-l găsesc, că nu mai știu, nu mai rețin pe unde am văzut. Gata, am găsit-o. Aici e în templu ăsta egiptean. Hai să vedem cât costă o tură cu telecabina pe deasupra orășelului. R30 costă biletul până în Boulevard City. Hai să vedem cum e cu telecabina pe deasupra. Același sistem de telegondole pe care l-am mai folosit în multe locuri prin lume. Un sistem modern, îmi place. Îmi place că nu stai mult după ele. Foarte tare că dacă eu sunt singur, m-a lăsat singur în toată cabina. Nu m-a pus cu alți pasageri. Interesant. Făcea unul cu mâna, l-a văzut în ecran. No, hai să vedem ce mai descoperim în Riad astăzi. Să vedem cum arată zona nouă a orașului. Pentru că de aici, da, voi merge în zona ultramodernă a orașului. Am înțeles că de-abia acum recent s-a dat drumul, s-a inaugurat. Trecem pe deasupra Greciei. Pe deasupra Veneției după aia. Ups. S-a luat curentul. Wow. De ce mișcă așa cu mine? S-a oprit gondolele. Aia cu armele de foc trag acolo. No, hai! Sper să nu mă țin aici o oră. Gata, am pornit pe deasupra Veneției. Wow, deci cum se vede globul ăla, numai că prin geam, voi nu vedeți mare lucru. Pare interesantă și zona asta nouă a orașului. The Boulevard City. Mă întrebam de unde atâta apă aici în deșert, dar după aia m-am amintit că citisem undeva că au trasă conductă de la din golf. Și acolo o grămadă de stații de desalinizare care produc apă pentru tot Riadul. Deci bună alegere că am făcut, că am venit cu Uber. Uitați-vă ce e aici. Deci chiar dacă e imensă parcarea, e full, absolut full. Vă dați seama, când plecam de aici era nebunie curată. Așa, n-am niciun stres. 10 lei, Uber, ajung imediat.
Super tare, super tare. Merită din plin. Dacă ajungeți în Riad, merită o tură aici. Boulevard World se cheamă. Și Boulevard City, unde mergem acum. Na, hai să facem o plimbare și aici, prin Boulevard City. Am văzut acolo un spectacol de lasere. Probabil acolo e centru. Sau nu, că văd lasere peste tot. Ne vom plimba peste tot. Nu sunt obosit astăzi. Astăzi am stat și m-am odihnit, așa că pot să mă plimb toată seara. Multă lume și aici, foarte multă lume, dar astăzi fiind Eid, încă e zi de Eid, de sărbătoare, probabil de asta e atâta lume la plimbare. Și mâine va fi vineri, din nou sărbătoare. Mâine pentru mine va fi ultima zi aici în Riad. Să vedem care sunt prețurile pe aici. Poate pe aici am permis să mănânc ceva. Nu mi-e prea foame, că am mâncat foarte bine la micul dejun ăla târziu. Chiar foarte, foarte bine am mâncat. Dar mai târziu poate mai ia foame. Și dacă nu-mi permit pe aici, îmi comand din nou, că e ieftin. E ieftin și vine imediat, în 20 de minute îți vine orice comanzi. De aici era o serie de lasere. O fi ceva spectacol, că văd multă lume strânsă. De ce urlă acolo? Se bucură. Se bucură de ceva. E, partea asta a orașului nu seamănă cu nimic din ce am mai văzut până acum din Riad. E total altceva, total altceva. Și da, chiar dacă lumea vorbește de rău, lumea arabă. Doar cine n-a călătorit în lumea arabă poate să vorbească oamenii ăștia de rău. Lasere, luminițe care ți iau ochii. Milioane de oameni. Ceva fântâni arteziene văd aici în față. Hai să le vedem mai de aproape. Sunt niște grădini aici. Grădini suspendate. Fântână arteziană, nu mai știu, mi-a scris cineva în comentarii, cred că despre fântâna asta arteziană era vorba, cineva care a lucrat la punerea ei în funcțiune, din câte rețin, sau pe mesaj privat, nu mai știu cum mi-a scris. Cred că despre fântâna asta era vorba. Un român, bineînțeles. Din nou locul e imens.
Am văzut deocamdată restaurante din astea, KFC, Kudu, care am încercat în Hail. Nu pot să zic că mi-a plăcut prea mult. În schimb, dacă găsesc un Albaic, acolo m-aș băga, pentru că mâncarea de la Albaic sau Albaic, nu știu cum se citește, într-adevăr a fost deosebită. Puiul de la Albaic e mai bun ca cel de la KFC, cu siguranță. E imens și locul ăsta, absolut imens. O zonă ultramodernă. V-am zis eu că Arabia Saudită în ultima vreme s-a orientat spre modern, nou, ultra futuristic. Ori mie genul ăsta de oraș îmi place. De asta îmi pare rău că nu am reușit să ajung și în zona unde se construiește orașul Neom, mai ales că am un prieten acolo care lucrează și ar fi putut să îmi spună mai multe. Da, data viitoare. VR City, hai să vedem ce e aici. Star Trek, ce să fie. Salam alaikum. Cred că am tricou potrivit. Probabil tehnologii VR, Oculus Rift, ceea ce pe mine mă sperie, v-am zis. Îmi trebuie timp acum să procesez puțin ce mi s-a întâmplat. Tocmai am zburat în spațiu cu tehnologia VR, bineînțeles. Incredibil, incredibil cum poate fi păcălită mintea omului. Eu sunt fascinat. Sunt fascinat și speriat în același timp, pentru că eu în momentul ăsta jur că tocmai m-am coborât dintr-o navetă cu care am zburat în spațiu. Da, am luat și eu un programel din ăla de VR. Fără cuvinte. O fântână care curge de sus în jos. Foarte tare, foarte tare. Pauză de cafea și apă. Aici e mai ieftin. 30 de lei ambele. N-am găsit Albaic. În schimb am găsit marca asta pe care iar vreau să o încerc. Hai să vedem. Shake Shack. Shake Shack. Testăm astăzi. Cam ăsta e meniul aici. Ceva sandwichel cu un șnițel de pui, salată. Și ce citeam eu, pentru asta e renumită marca asta, pentru cartofi. Cartofi cu brânză, mi-am luat. Care-s buni. Nu de dat pe spate, dar bun. Sandwich-ul mă duce 90% cu gândul la McDonald's. Nu-s fac. O zi excelentă astăzi aici în Riyadh. De aici o să iau din nou un Karim
sau un Uber, văd ce îmi dă preț mai bun și mă duc înspre cazare. Mâine, ultima zi aici în Riad, încă nu știu pe unde o să mă plimb. Cel mai probabil voi urca în sfârșit în tur, în acea clădire cu formă de desfăcător de bere sau de logo Dacia. Dar până atunci, vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Așa, dacă vreți să mai vedeți imagini de la Vorța, l-am rugat pe Radu să mai filmeze ce mai face pe acolo. Și am zis, de ce nu să pună pe canalul lui? Ei bine, chiar are talent. Așa că vă las în descriere un link cu canalul lui. Poate mai facem un vlog. Acolo el o să pună de acum toate fazele lucrării de la casa de la Vorț. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog, de aici din The Boulevard, Riad, Arabia Saudită, eu vă spun la revedere!